Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Violeta Cozonac și astăzi, dragi colegi, vom învăța să autogenerăm certificate cu ajutorul extensiei Google Autocrat. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele instrumente. Google Drive, care ne va ajuta să stocăm toate certificatele. Google Slides, îl vom folosi pentru a crea certificatele. Google Forms va face conexiunea între certificate și utilizatori și instrumentul Autocrat, care va fi pus în funcțiune de a îndeplini sarcinile necesare pentru ca formularele să fie autogenerate. Deci, în primul rând, la contul meu de Drive am creat un folder numit Certificate Test. Aici voi primi copiile tuturor certificatelor pe care utilizatorii le vor obține în completând următorul formular. Deci, formularul pe care l-am intitulat eu Certificate Test conține anumite câmpuri cheie, numele și prenumele utilizatorului. Ambele sunt obligatorii, de asemenea, la setări ar fi important să se colecteze adresele de e-mail, ca toate certificatele să meargă la adresa de e-mail necesară. Deci, adresa de e-mail devine o întrebare obligatorie. În continuare, o să mergem la răspunsuri și vom avea nevoie de foaie de calcul sau Excel-ul acestui formular. Până lucrăm în Excel, haideți să vedem despre ce fel de certificat va fi vorba. Eu am aranjat certificatul într-un Google Slides. El a fost creat preventiv cu Canvas, însă l-am adus aici pentru a putea edita anumite lucruri. Și vorbesc despre această bucată care include numele și prenumele. Ele sunt puse în acolade speciale, așa, care sunt interpretate ca taguri. Exact cuprinde acest certificat denumirile pe care le-ați văzut și în formular. Name și last name. Le vedem aici. Ele pot fi puse împreună. În multe formulare ele sunt împreună, însă sfatul meu este ca în cazul în care aveți participanți, da, deci așa pot fi. Și respectiv în formular va fi o singură întrebare. Dar în cazul în care aveți participanți care au nume duble, atunci acesta poate deveni un impediment, poate exista riscul ca numele și prenumele să se suprapună. Ok, acum haideți să mergem la documentul Excel. Aici va avea loc munca cea grea. În primul rând, avem nevoie de suplimente. Eu am deja suplimentul Autocrat, însă pentru cei care nu l-au în extensii, mergeți aici la gestionați suplimente și selectați în Search tab Autocrat. Așa, îl vedeți aici, faceți click pe el și îl instalați. Acum, cum lucrăm cu Autocrat? Haideți să-l lansăm. Și să-i dăm de lucru. Deci, mergem la New Job și oferim un titlu acestui job. La mine toate o să se numească test, pentru că suntem în test acum. Așa, deci ce avem nevoie să facem? Să selectăm denumirea certificatului. Deci, din Drive am să găsesc eu certificatul, da, aici sunt mai multe,
și luăm certificatul dat. Mai jos găsiți certificate care au mai fost cândva utilizate cu AutoCAD, da? Deci mai târziu le veți putea previzualiza. Mergem la Next și aici aplicația, extensia dată, a potrivit câmpurile din certificat cu întrebările din formular. Deci avem câmpurile name și last name și în certificat sunt, în formular sunt name și last name. Mergem la Next. Cum vrem să fie denumit fiecare certificat la noi în Drive ca să nu ne încurcăm, putem folosi, de exemplu, după last name, da? A utilizatorului. Așa, îi dăm paste aici, last name, certificate, de exemplu. Mergem mai departe. Unde vrem să fie stocat acest formular, certificat, și mergem la folderul pe care l-am creat, îl selectăm și continuăm. Nu avem nevoie să selectăm aici nimic. Vrem să trimitem e-mail-uri și să facem un share de documente. Cred că în cazul nostru o să fie da. Colaboratorii își pot retrimite certificatele între dânsii. Ok, vrem da sau vrem nu. Următoarea întrebare este dacă vrem ca acești colaboratori să primească un e-mail care să fie cu no reply, să nu se poată răspunde înapoi. Atunci selectăm da. Dacă vrem să primim răspunsuri de la cei care au primit certificatele, selectăm nu. Așa, cum transmitem e-mail aici? Deci, mergem la cine. Pentru cine selectăm adresa de e-mail. Deci, în momentul când facem click aici, el este copiat și venim cu Ctrl-V și se salvează totul aici. Type of subject, așa, hai să zicem, luăm numele și spunem congratulations și numele lui. Da? Deci de fiecare dată va apărea numele persoanei care a completat formularul. Da? Și aici putem să scriem un mesaj, de exemplu, dragă nu știu cine, this is your certificate. Na, putem fi foarte creativi aici, da, poate fi în orice limbă. Ok. Continuăm. Așa, ce avem aici? Cum vrem să fie generat acest certificat? Dacă certificatul vrem să fie generat la momentul când utilizatorul a îndeplinit formularul, îi dăm yes și confirmăm. Așa, de asemenea, putem să așteptăm ca toată lumea să oprească, să completeze certificatele și apoi să îi dăm noi AutoCAD să pornească treaba. Dar putem să selectăm să fie la o anumită oră când se întâmplă cu ca certificatele să fie generate. Eu nu am nevoie de ore și am să spun no aici și dăm save. Și acum se va întâmpla minunea. AutoCAD, îi apăsăm pe play și va completa automat toate câmpurile rămase. Ok. Și uite așa funcționează. Deci, ca să fim siguri că totul merge, ne ducem la certificat și haideți să vizualizăm, să încercăm să completăm. Am să scriu adresa mea de e-mail, așa, la name am să scriu.
Violeta. Last name, Cozonac. Și dăm trimitere. Ok. Acum merg direct la adresa mea de e-mail să văd dacă a venit sau nu un e-mail nou. La momentul dat, putem vedea în documentul Excel că deja există un certificat pe numele meu. Da? Ca să-l vizualizez, poftim, certificatul a ajuns. Uite aici și avem și mesajul Congratulations, Violeta! Dear Violeta, this is your certificate. Great job! Keep doing well! Și îl putem descărca sau îl putem vizualiza în Google Slide. Cam asta a fost. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție.